Clădirile fostului liceu Ion Mincu și colegiului tehnic Alexe Marin din Slatina vor fi reabilitate termic printr-un proiect cu fonduri europene ce urmează să fie depus luna aceasta de către municipalitate. În clădirea fostului liceu Mincu funcționează în prezent 3 instituții ale primăriei și se vor face lucrări la structura de rezistență. Acest proiect va fi depus pe POR, în prezent fiind efectuat studiu de fezabilitate. Clădirea în cauză a fost încadrată în clasa 3 seismică, ceea ce înseamnă că lucrările de consolidare sunt absolut necesare. În momentul de față am aprobat documentația tehnico-economică și studiu de fezabilitate pentru colegiul Mincu. Urmează, este o investiție estimată la aproximativ 21 de milioane de lei, o sumă considerabilă. Tot pe axa prioritară 3.1, reabilitare termică a clădirilor publice, va fi depus un proiect de consolidare a clădirii colegiului tehnic Alexe Marin. Alexe Marin este încă în lucru, vedem ce va rezulta din expertiză. Se face expertiză, în momentul de față se fac hotărâri, se fac studii și vedem exact în ce clasă de risc seismic se va încadra, dacă suportă efectiv intervențiile pe toate planurile. În această perioadă, municipalitatea are în plan mai multe proiecte ce vizează consolidarea unor clădiri ale unităților de învățământ din oraș.